Spuneți-ne care sunt primii pași pe care ar trebui să-i facă un startup atunci când abordează un investitor, fie că vorbim de un investitor de tip business angel sau un fond de investiții. În primul rând, cred că orice afacere la startup trebuie să parcurgă câțiva pași înainte de a se gândi să abordeze un investitor, fie că e vorba de un business angel sau de un fond de investiții. Pentru că dacă mergi de la bun început la un investitor de orice tip, probabil că nu ai reușit să răspunzi încă la întrebările pe care acel investitor ți le va pune. Și întrebările sunt simple, de genul ai o echipă care să fie completă, să aibă abilitățile necesare pentru a crește business-ul respectiv? Ai analizat suficient de bine piața? Ai văzut care este mediul competitiv? Cum anume te inserezi? Ce te diferențiază? Cum ești superior celorlalți? Și dacă ai și pilotat proiectul pe care îl dezvolți, adică dacă ai făcut un test în piață să vezi că produsul sau serviciul tău funcționează, au căutare, se pot vinde la un anumit nivel de preț. Și acestea sunt întrebări logice și întrebări simple care vin de la orice investitor. Cu alte cuvinte, pașii respectivi trebuie oricum parcurși de către antreprenori înainte de a aborda vreun investitor. De-a lungul timpului sunt convinsă că v-au abordat foarte multe startup-uri pentru a vă cere investiții, în special în calitate de business angel. Care au fost cele mai des întâlnite greșeli la aceste startup-uri? Greșeli de abordare a discuției de investiții au fost numeroase. Și aș începe cu am o idee și ea valorează milioane. În opinia mea, ca și investitor, fie că vorbim de business angel sau de investiții de venture capital, pentru că în momentul de față lucrez și cu fonduri de investiții, cele administrate de 3TS Capital, și avem un fond special pentru România și avem un fond regional mai mare. Și am investit deja numai în ultimul an în vreo 7 business-uri aici în România ca și venture capital. Deci deja mă uit și din perspectiva cealaltă, la un nivel de investiție mai ridicat și mai structurat decât ar face un business angel. Deci o greșeală frecventă de abordare este cea legată de supraevaluarea ideii în condițiile în care antreprenorii sau antreprenorul nu aveau nimic altceva de pus pe masă, adică nu făcuseră absolut nimic cu ideea respectivă să o valorizeze, să o aducă la stadiu de concept, de prototip, de pilot, de test, de beta și așa mai departe. Și asta e o greșeală foarte importantă, pentru că de obicei la un asemenea tip de abordare nu vei putea să obții investiții niciodată. O altă greșeală este sublicitarea sau considerarea ca inexistentă a competiției. Sunt antreprenori, tot așa, probabil foarte entuziasmați de proiectul lor, care vin și spun noi nu avem niciun fel de competiție. Și asta iarăși o greșeală. De ce? Pentru că în momentul în care spui că nu există nicio competiție, implicit spui că nu există nicio piață, pentru că dacă ar exista o piață pentru produsul sau serviciul tău, ar trebui să existe deja și un anumit tip de competiție. Fie și una indirectă, dacă poate vii cu o idee mai nouă sau cu un concept mai nou sau cu un proiect care utilizează o tehnologie revoluționară. Dar chiar și așa, cu siguranță problema, durerea, nevoia care existau acolo în piață au fost probabil adresate și în trecut și sunt adresate și în prezent de alte companii cu alte produse și servicii similare sau în orice caz care rezolvă aceeași problemă. Și atunci aceea se numește competiție. Oricum am vrea să evităm ideea că există și competiție. Competiția există. O altă greșeală pe care am văzut-o la antreprenori a fost cea legată de echipă. Deci au venit la un moment la care nu aveau niciun fel de echipă sau de structură care să-mi dea încredere că ei pot să ducă acel proiect acolo unde își propuneau prin plan sau prin viziune. Un exemplu simplu este că venea o singură persoană care nu avea niciun fel de alți parteneri și care nu era deloc potrivită ca și experiență, ca și educație, ca și interes, ca și pasiune pentru ceea ce propunea. Da? Și atunci asemenea proiecte iarăși nu sunt investibile, pentru că până la urmă orice investitor investește în primul rând în oameni și abia după aceea în proiecte, idei, concepte, piețe, posibilitate de creștere și așa mai departe.